Hello, dragii noștri, și bine v-am regăsit la Savarine. De data aceasta vom vorbi despre locuri de muncă, fiindcă în Iași este o adevărată penurie. Nu prea îți mai găsești un loc unde să câștigi un ban cinstit. De această dată la Jobshop am înțeles că au apărut meserii mai ciudate, dar foarte bine plătite, în mii și mii de euro. Poți fi analist de flatulații, poți fi colector de lichid seminal de la animale, poți fi numărător de țânțari și, bineînțeles, curățător de schelete. Haideți să ne alegem o slujbă bine plătită. Salut, băieții! Uite, în Iași au apărut mai multe meserii ciudate. De exemplu, analist de flatulații, care se plătește de la 1000 de euro în sus. Este o meserie binevenită? Ai optat pentru așa ceva aici? Nu cred că aș opta pentru așa ceva, pentru că nu știu în primul rând cu ce să mănâncă. Domnișoară, postul de analist de flatulații este aici sus? Salut, băieții! Aici aveți jobul pentru analist de flatulații? Nu? Nu aici? Sau numărător de țânțari? Sunt job mai bine plătit, mai ciudat, nu? Domnișoara, ea trebuie să știe. Unde găsim jobul cu analistul pentru flatulații? Cunosc emisiunea, știu despre ce este vorba, așa că... Salut! Aveți idee, v-ați angajat la astfel de joburi pe care le-au scos acum, foarte bine plătite? Analist de flatulații, cercetător de țânțari, curățător de schelete, pentru mii de euro, am înțeles? Sunteți la cronică cu cătașilor, ce? Nu stați aici, să mergeți la joburi, să vă căutați joburi, nu stați și fumați, da? E bine să stați, căutați-vă joburi și hai la muncă, salut! Uite, am înțeles că la acest târg au apărut mai multe meserii, mai ciudate, dar foarte bine plătite. Spune. Analiz de flatulații, colector de... Nu există așa ceva. Nu. Curățător de schelete? Doamne ferește. Nu. Nu există așa ceva. Nu există joburile astea. Dar ai fi tentat? Nu, au apărut, nu. Doamne ferește. Căutați un job? Uite, avem o întrebare pentru voi. Au apărut mai multe joburi. Da. De exemplu, analiz de flatulații, care se plătește foarte bine, dar nimeni nu optează pentru el. Analize ce? De flatulații. Nu știu ce. Da, te-ar interesa? E vorba de peste 1000 de euro. Nu-ți plac flatulațiile? Nu. Toată viața i-a plăcut, dar nu recunoaște. Aici e vorba doar de flatulații. Ai inspirat flatulația și pur și simplu după aia ți-a luat bani. Cum vezi? Poate pe viitor măcar? Nu cred. Pe viitor n-ai încercat, nu? Nu cred că ai numerit persoana. Să rămână. Nu știți jobul pentru analist de flatulații pe unde este? Crezi că este foarte bine plătit? Nu. Este cumva plăstinit? Întrebați un organizator. Domnișoară? Glume. Cu glume, fără glume, am înțeles. Am înțeles că este o meserie. Glume pe la noi. Flatulații? Nu știți? Este un degustător de aer, cum ar veni, pentru a detecta problemele gastroenterologice. Cum vedeți? Salut! Aveți aici cumva postul de colector de lichid seminal pentru animale? Nu. Este standul universității tehnice. Păi da. Aici este cu analistul pentru flatulații. Nu. Nu. Colector de spermă pentru animale. Da. Sărmână. E cumva aici standul cu postul de analist de flatulații? Dar este atât de solicitat această meserie de către studenți, am înțeles? Din cauza plății foarte bune? Nu știu de care student este solicitat această meserie. Dacă există persoane interesate, succes în carieră. Ar trebui să fiu specializat în chestia asta, să-și înțeleg mai întâi despre ce este vorba ca să pot să mă exprim, nu? Păi da, păi persoana trebuie să inspire flatulațiile unei alte persoane și să diagnosticheze dacă are probleme gastrice sau nu. Ferească Dumnezeu. Nu te-ar tenta, nu? Sincer, nu, dar nici nu am auzit de postul ăsta până acum. Da, este aici, mai în spate. Da? Interesant. Deci, pur și simplu, cu un specialist alături, se inspiră flatulația, da. Se inspiră flatulația și se constată, se dă un diagnostic gastroenterologic. E ingineria asta, nu? Da, da. E tare. Da. Poșeta e deschisă. Să nu dispară, știți cum e. Nu e deschisă. Ce public țintă aveți la Savarine? Toate categoriile. Toate categoriile. Bătrân, tineri, am foarte multe fane, foarte multe femei care mă iubesc, toate au peste 80 de ani. Am succes. Este bine că e variată vârsta. Mulțumesc pentru interviu. Numai bine.
Numai bine și mare succes pentru tâlp. Ok. Particip pentru un post de analist de flatulații, colector de spermă de la animale, mai puțin cercetător de țânțari, dar sunt interesat de curățător de schelete. Yeah. Let me tell you why.